Luni, după ce Senatul a respins cererea de începere a urmăririi penale pe numele său, Călin Popescu Tăricianu a spus că nu mai intră în discuție candidatura la prezidențiale. Ceea ce vrea DNA-ul astăzi să facă nu este să mă trimită în fața unei instanțe, pentru că ei știu că nu au dovezi în acest sens, ci să pună o pată pe întreaga mea carieră politică. În urmă cu o lună, Călin Popescu Tăricianu a declarat că este pregătit să candideze și se va pregăti bine pentru o finală cu actualul președinte Klaus Iohannis. PSD și ALDE n-au înțeles în fond nimic din ce le-au spus românii la vot. Au mers mai departe așa cum au fost obișnuiți și au făcut zid în jurul lui Tăricianu, ca nu cumva marea valoare a politicii românești să fie atinsă de procurori. Jalnic, jalnic.